Linia de testare COVID-19 implementată de Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava a fost transferată la Spitalul Județean și pusă în funcțiune. Prorectorul Mihai Dimian a anunțat că s-au făcut primele testări de certificare a rezultatelor. Prefectura Suceava a menționat că parteneriatul și oferirea ajutorului, precum și conduita umană, reprezintă rețeta prin care se poate depăși această criză care ne afectează județul. Împreună construim un zid împotriva COVID-19. Laboratorul pentru analiza coronavirus virusul implementat de USV deține linia completă de echipamente pentru a detecta virusul în probele recoltate. Astfel, după finalizarea efectuării testelor de certificare a rezultatelor, laboratorul va deveni funcțional și va crește capacitatea de testare. De asemenea, Prefectura Suceava a mai precizat că acest lucru reprezintă dovada clară că doar împreună putem veni în ajutorul sucevenilor și al românilor și, în acest sens, le mulțumește medicilor și tuturor celor care se află în linia întâi în aceste momente grele.